Salut, prieteni, am găsit oameni buni la o nouă ediție specială a emisiunii Riposta. Într-adevăr și dreptate, vă spun și în această seară același Marius Mitrache, alături de colegii mei din regia tehnică. Doamnelor și domnilor, primarul Cristi Stan, surpriză de sărbători pentru târgovișteni. Acesta este subiectul principal ales spre dezbatere, dar și alte subiecte ce țin de administrația publică locală. Le vom dezbate alături de primarul interimar al municipiului Târgoviște, domnul Cristi Stan. Domnia sa revine spectaculos în studioul Ecolumea TV, președintele PSD Târgoviște și vicepreședinte PSD Dâmbovița, cărora îi spunem și noi bună seara, bine ați revenit, domnule primar. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, într-un cadru foarte plăcut, un cadru care amintește de sărbătoare. Practic, sărbătorile de iarnă reprezintă cea mai frumoasă perioadă a anului. La Târgoviște a fost aprins bradul, Moș Crăciun urmează să vină în Târgoviște pe data de 18 decembrie, tot în acea dată va fi inaugurat și orășelul copiilor din Parcul Mitropoliei. Timp de câteva zile Moșul o să dea daruri copiilor ascultători din municipiul Târgoviște, pe care îi va întâlni după ce timp de 3 zile va sta în centrul orașului și va împărți daruri. Moșul o să meargă și în cartiere, va împărți daruri și copiilor din cartiere. De asemenea, Moșul a trecut mai devreme și pe la primăria municipiului Târgoviște și a lăsat aproximativ 2000 de cadouri pentru copiii din școlile și grădinițele târgoviștene care ne vor vizita. Așadar, suntem pregătiți pentru sărbătorile de iarnă, suntem pregătiți cu daruri și noi suntem în acest an ajutoarele lui Moș Crăciun. Dar Moșul va fi prezent și la primărie, să-i întâmpine pe copii. Va fi prezent, cu siguranță, va fi prezent și la primărie și vrem să mergem cu Moșul și sunt convins că o să meargă cu noi și în spitalul județean și să dăm cadouri copiilor care vor fi în acea perioadă internați, pentru că ei poate că au cea mai mare nevoie de o alinare în acea perioadă. Noutatea anul acesta este faptul că Moșul va fi prezent și în cartiere, nu mai în zona anul centrală. Anul acesta Moșul o să meargă în cartiere, vom anunța dinainte locațiile, așteptăm copii și în cartiere, astfel încât să simtă toată lumea că sărbătorile de iarnă au sosit. Bradul anul acesta a suscitat și a generat foarte multe controverse legate de costul acestui brad, dar o investiție care va fi amortizată în 2-3 ani, am înțeles, a costat foarte puțin acest brad și oricum avem cel mai frumos brad din ultimii ani, din perioada post-decembristă, față de alte porecle de brad pe care am avut noi. Este adevărat, e un brad foarte frumos. Sigur că discuția legată de cost e una absolut artificială și o să dau două argumente care, în opinia mea, sunt hotărătoare. Unu, el a fost executat de societatea primăriei. Adică suntem acuzați că ce? Că luăm bani dintr-un buzunar și băgăm în alt buzunar. Ăsta e primul aspect. Dar tot în buzunarul primăriei, că este vorba de municipal construct, societatea aflată în subordinea primăriei, care este deținută integral de către Consiliul Local Municipal. Deci este capital public acolo. Și în al doilea rând, bradul a costat ca și structură în jur de 30.000, iar cu tot cu decorații, cu decorațiunile de Crăciun pe tot orașul, bugetul pentru acest an n-a depășit 60-65 de mii de lei. Este un buget mic în comparație cu alte orașe. Sigur că nu ne-am putut permite mai mult în acest an. Vom atinge și zona proiectelor cu finanțare europeană și o să explicăm la momentul respectiv de ce suntem în această situație. Oricum, cu toate acestea, primăria reușește să ofere locuitorilor târgoviștenilor un brad foarte, foarte frumos, iar am constatat cu bucurie faptul că la momentul la care bradul a fost aprins, peste 2000 de târgovișteni au fost în piața tricolorului. Așa este, peste 2000 de târgoviști, am fost și noi prezenți. A existat și o emoție colectivă, am putea spune, chiar în momentul în care s-au aprins luminițele în tot orașul, stimați telespectatori, și bradul a fost aprins, s-a dat startul acestor oficial al sărbătorilor de iarnă și cu mic, cu mare, târgoviștenii trebuie să simte și aceste sărbători de iarnă. Da, repet, e cea mai frumoasă perioadă a anului. Noi așteptăm copiii la sediul primăriei, vom merge și noi în cartiere. Când spun noi, mă refer la reprezentanții primăriei ca ajutoare ale Moșului și la Moșul care o să fie prezent în fiecare zi la primăria Târgoviște. O să avem și un brad frumos făcut în interior și eu cred că cei mici se vor bucura foarte, foarte mult. Dar Moșul cum va veni anul acesta? Pe calea aerului, pe apă, cum vine? Cu reni. Cu reni. Da, va veni cu reni.
O să vină mai... Țineți legătura permanent cu moșul? Vine tocmai din Laponia. Ținem legătura permanent cu moșul. Ne-a și trimis așa anticipat câteva cadouri să vedem cum arată. Dar îl așteptăm și pe data de 18 va fi la Târgoviște. Îl așteptăm cu mulți copii, cu orășelul copiilor împodobit, cu bradul din piața Tricolorului. Va fi totul foarte, foarte frumos. Iată multe surprize pe care municipalitatea le pregătește târgoviștenilor, stimați legislatori, că e vremea colindelor, e vremea sărbătorilor de iarnă și e vremea ca și copiii noștri, micuții, să se simtă, știu, apreciați, iubiți, și moșul va veni cu siguranță în casele fiecăruia dintre noi. Dar, pe de altă parte, nuanță, domnule primar, sunteți ținta unor atacuri în ultima perioadă sau ați devenit ținta unor atacuri în perspectiva alegerilor locale de anul viitor. Ați și organizat o conferință de presă, ați identificat, cum spuneți dumneavoastră, un grup infracțional care și-a stabilit ca țintă persoana lui Cristi Stan, primarul interimar al Târgoviște. Despre ce este vorba? Am spus cu ocazia acelei conferințe de presă că nu vom mai aborda acest subiect public. Am spus că este prima și ultima dată când voi vorbi de acest lucru. Organele competente își vor face treaba. O să spun doar un singur lucru. Nu mi se pare normal să fiu acuzat pe nedrept de foarte, foarte multe lucruri, să spun foarte multe minciuni la adresa mea. Costul bradului, costul târgului de turist și așa mai departe, unde Târgoviște a avut o reprezentare senzațională din punctul meu de vedere. Avem un stand, nu aveam un stand. Am realizat acel stand care va fi utilizat și la celelalte târguri de turism, un stand cu curtea domnească, foarte, foarte frumos. Am fost atracția târgului, foarte multe minciuni, să spun. Așa că eu îmi rezerv dreptul de a mă adresa organelor competente, pentru că este inadmisibil ce se întâmplă într-o țară membră a Uniunii Europene, într-o țară unde drepturile și libertățile individuale sunt garantate, să fiu ținta unor atacuri absolut nefundamentate și care sunt motivate de foarte multe aspecte care pleacă de la interesul politic și se termină la interesul patrimonial și personal. Lucrurile acestea nu pot rămâne așa. O să închid acum acest subiect, pentru că am spus că nu o să mai vorbesc în mod public despre lucrul acesta și nu o să mai fac. La dumneavoastră în emisiune, din respect pentru telespectatori și pentru întrebarea pe care și pentru dumneavoastră, am răspuns întrebării pe care mi-a spus. Bun. Pe de altă parte, domnule primar, a fost o ședință furtunoasă ieri în Consiliul Local Municipal. S-a aprobat contractarea unui împrumut în vederea derulării unor proiecte la nivelul municipiului Târgoviște, dar am văzut și un comunicat de presă al Partidului Național Liberal în care vă acuză pe dumneavoastră și Partidul Social Democrat că ați ridicat gradul de îndatorare al târgoviștenilor, urmare a contractării acestui împrumut. Când nu are ce să facă domnul Caracot, PNL Târgoviște, să bagă în seamă. Și Claudiu Vasile. Da, domnul Claudiu Vasile probabil chiar nu prea știe despre ce e vorba. De fapt, nici domnul Caracotă mi-a dovedit odată în plus că habar n-are de ceea ce înseamnă administrație. Vreau să stabilesc puțin cadrul în care a avut loc ședința extraordinară. Ieri, la ora 8 dimineață, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Târgoviște, cu o prezență foarte slabă din partea Partidului Național Liberal, deși proiectele de hotărâre vizau proiectele cu finanțare europeană de la nivelul municipiului Târgoviște și asigurarea finanțării până la data de 30.06.2016. Ce se întâmplă în urma unei adrese a Ministerului Dezvoltării pentru ca aceste proiecte să continue, pentru a le fi asigurată finanțarea, era nevoie de niște hotărâri de Consiliul Local. În aceste hotărâri de Consiliul Local am menționat sumele care urmează să fie atrase fie până la sfârșitul anului, fie să fie plătite în anul 2016 pe această zonă a proiectelor cu finanțare europeană. 31.12.2015 reprezintă termenul maxim până la care se pot atrage fonduri europene, așa că eram obligați să facem această hotărâre, această ședință de Consiliu Local, fără de care toate contractele de finanțare ar fi fost reziliate. Și o să spun foarte clar. Ei bine, în acest context, colegii mei din Consiliul Local de Partidul Național Liberal veniseră foarte hotărâți să nu voteze.
După momentul la care le-am explicat faptul că pe cele două PID-uri, pe PID-ul A și pe PID-ul B, toate lucrările care nu au fost executate de către constructor până la data de 31.12.2015 vor fi plătite de către constructor. Am spus lucrul acesta în foarte multe emisiuni. În momentul de față pot să vă spun că am două acte adiționale semnate cu cei doi constructori de pe aceste proiecte. Un act adițional care vizează zona A, în care se menționează foarte clar, citez, în cazul în care, la data împlinirii termenului contractual, există lucrări neexecutate, antreprenorul se obligă să le execute în integralitate, pe propria cheltuială, iar beneficiarul se obligă să achite doar cota sa de finanțare de 2,02% din valoarea eligibilă a proiectului, așa cum aceasta este prevăzută în contractul de finanțare. Acesta este, se referă la PID-ul A pe zona micro 1 numărul 6 și iar pe zona micro 11, micro 12, cartierul CFR Aleea Trandafirilor, avem un contract în articolul 2 alineatul 1, este o clauză similară. Prin urmare, tot ceea ce trece 31.12.2015 și nu este atras, este suportat de constructor. Este fără precedent în istoria orașului. Nu știu dacă la nivel național mai există asemenea prevederi în care constructorul, iată, își asumă obligația de a executa niște lucrări pe proprii bani. Dacă până acum putem discuta de faptul că avem constructori avantajați, cărora li se dau mai mulți bani pentru nu știu ce prestații ulterioare, iată că la Târgoviște, astăzi, constructorul execută pe proprii bani lucrări care, în mod normal, ar fi trebuit plătite. Bun. Acesta este un aspect. În al doilea rând, fac o mențiune de ordin general și spun așa. În perioada 2009-2014, la Târgoviște s-au atras bani europeni în cuantum de 101 milioane. În anul 2015, deci într-un singur an, la Târgoviște s-au atras fonduri europene în cuantum de 45 de milioane. Deci în 5 ani am atras 100 de milioane și într-un singur an am atras 45 de milioane. Apropo de comunicatul pe care domnul Caracotă l-a dat, habar n-are despre ce vorbește. Spune domnul Caracotă că de fapt am vrea să contractăm un credit pentru finalizarea unor proiecte. Nu e vorba de finalizarea unor proiecte, e vorba de finalizarea unui singur proiect. Și se referă la modernizarea și reabilitarea drumului de centură al municipiului Târgoviște. Referitor la acest proiect, l-aș întreba pe domnul Caracotă unde a fost în anul 2011, când echipa de implementare cerea în mod imperativ conducerii PDL a primăriei Târgoviște de atunci rezilierea contractului de execuție, pentru că acel constructor nu lucra și ce lucra foarte prost, iar la momentul respectiv conducerea primăriei a luat decizia rezilierii contractului după 11 luni de la momentul... După aproape un an de la momentul sesizării acestui lucru de către echipa de implementare a proiectului și după ce toată echipa de implementare a ieșit din proiect. Da. Și cu numai 7 zile înainte de expirarea termenului contractual. Deci termenul contractual expira la sfârșitul lunii iulie, cu câteva zile înainte s-a luat decizia rezilierii. Nu mai avea niciun rost la momentul respectiv această reziliere. Nu mai menționez faptul că toate lucrările erau de o calitate foarte, foarte proastă și în momentul în care eu am preluat atribuțiile de primar, la Târgoviște nu exista încheiat contract de execuție cu privire la centură. Am încheiat contractul de execuție. Constructorul pe care l-am avut și care a câștigat licitația a fost un singur ofertant, ca să menționez faptul că nu prea aveai ce să faci. A fost un singur ofertant. Nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, motiv pentru care mâine vom depune o plângere penală pe numele celor doi constructori, constructorului român și constructorului bulgar cu care a venit în asociere, pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni. Deturnarea licitațiilor publice, înșelăciune, falsul în declarații, falsul înscris în semnătură privată, uz de fals, tentativă de obținere ilegală de fonduri, constituirea unui grup infracțional organizat. Da? Deci iată o știre exclusivă aici la Ripesta. Mâine
Primăria Târgoviște va depune plângere penală îndreptată împotriva celor doi constructori români și bulgari. Exact. Nu ne jucăm. M-ați avertizat de nenumărate ori. Întreaga sumă pe care noi vom fi nevoiți să o plătim din acel credit va fi recuperată de la constructori. Dacă domnul Caracotă și PNL-ul găsește o soluție mai bună, eu invit să spună acum. În loc să se implice la momentul respectiv, moment în care n-au spus absolut nimic, vin acum cu acest comunicat și mă acuză pe mine de faptul că ce n-au făcut ei în 5 ani, n-am reușit eu în 9 luni. Mi se pare un acces de ipocrizie extraordinar. Mai departe, le-aș mai comunica domnilor de la Partidul Național Liberal că e foarte probabil că acest dosar, odată început, să aibă implicații inclusiv pentru membrii Partidului Național Liberal. Partidul Național Liberal a gestionat Primăria Municipiului Târgoviște cu două treimi, Partidul Democrat Liberal, cu două treimi până în anul 2012. Este exact perioada în care trebuia să se finalizeze proiectul privind centura municipiului Târgoviște. S-a ajuns în această situație. Nu s-a mai încheiat niciun contract de execuție până la momentul la care eu am preluat atribuțiunile de primar. Licitația am făcut-o foarte repede, în două luni jumătate, trei. Din păcate, constructorul care a câștigat licitația nu a reușit să termine. Termenul de execuție era unul de vreo 4 ori mai mic decât termenul inițial, pentru că ne presa foarte mult acest termen, 31.12.2015. Dar lucrurile nu le lăsăm așa, recuperăm întreaga suma finanțării de la el. În altă ordine de idei, există, și asta iar este o știre în premieră, există mari șanse ca proiectul privind centura municipiului Târgoviște să fie inclus într-o listă de 50 de proiecte la nivel național, pentru care termenul de finalizare va fi anul 2019. Asta înseamnă că nu mai suntem condiționați pentru finalizare de perioada 30.06.2016. Asta înseamnă că dacă la 30.06.2016 nu avem finalizat acest proiect, nu vom fi nevoiți să dăm înapoi aproximativ 23 de milioane, ceea ce reprezintă valoarea sumelor care au fost atrase până în momentul de față. În regulă, trebuie să luăm un scurt moment de publicitate, o să revenim imediat. Foarte interesantă dezbaterea și, de altfel, dialogul cu domnul primar interimar al municipiului Târgoviște, Cristi Stan. Iată două știri în exclusivitate. Mâine, plângere penală îndreptată împotriva celor doi constructori români și bulgari la proiectul șoseaua de centură, și există mari șanse ca acest proiect, stimați legislatori, să fie inclus într-o listă de alte 50 de proiecte la nivel național cu termen de prelungire până în 2019 de finalizare a acestui proiect. Publicitatea, revenim imediat, nu plecați nicăieri, și vă mulțumim că și în această seară ați ales columna TV numai aici la Riposta. Publicitate.